Craterele spre strada Maleia au fost înlocuite cu asfalt. Dacă acum câteva luni acest drum punea la încercare nervii șoferilor, dar și starea tehnică a autoturismelor, acum carosabilul și-a schimbat total aspectul. Drumul spre Maleia va fi asfaltat în continuare, ce a rămas neasfaltat s-au finalizat sau sunt pe finalizare lucrurile de introducere a canalizării și după care va fi turnat cu vor asfaltic. Totul din bugetul local? Totul din bugetul local, da. Partea de asfalt, restul este pe fonduri europene. Reprezentanții municipalității spun că în viitor se vor moderniza și alte străzi din localitate. Mai sunt străzi pe care o să intervenim, ne permite vremea, dar anul viitor cu siguranță vom avea din nou. Pentru că această arteră rutieră asigură și accesul spre Parâng, eforturilor autorităților administrației locale de a moderniza cel mai important drum de interes turistic din Petroșani, li se vor adăuga și cele ale autorităților județene, care au alocat 3,6 milioane de lei pentru continuarea modernizării drumului de acces în stațiunea Parâng de la Cabana Rusu.